Bună ziua! Numele meu este Sorina Stoian și vom lucra astăzi împreună o parte a capitolului de calcul algebric și anume formulele de calcul prescurtat. Formulele de calcul prescurtat sunt utilizate în desfacerea anumitor paranteze pentru a aduce la o formă mult mai simplă o expresie algebrică. Formulele de calcul prescurtat studiate în programa școlară a claselor 5-8, clasa 7 mai precis, sunt următoarele. Prima formulă, a minus b pe lângă a plus b este egal cu a pătrat minus b pătrat. Formulă ilustrată prin următoarele trei exemple. 2x minus 3 pe lângă 2x plus 3. Observăm că a este egal cu 2x, b este egal cu 3, corespondența între formulă și exemplu. Aplicând formula, vom obține 2x totul la pătrat minus 3 la pătrat, adică 4x pătrat minus 9. În exemplu următor este un exemplu de calcul cu radicali, în care primul termen este 2 radical din 3, al doilea este 5. Rezultatul va fi 2 radical din 3 totul la pătrat minus 5 la pătrat, adică 12 minus 25 egal cu minus 13. În cel de-al treilea exemplu, a minus radical din 2 pe lângă a plus radical din 2, aplicând formula, obținem a pătrat minus 2. Radical din 2 la pătrat este 2. Următoarea formulă de calcul prescurtat este binomul a plus b totul la pătrat egal cu a pătrat plus 2ab plus b pătrat. 2x plus 3y totul la pătrat va fi a pătrat, adică 4x pătrat, pentru că e 2x totul la pătrat și știm că x ori y totul la a doua este x la a doua ori y la a doua. Și nu numai la a doua, la orice fel de putere. Plus 2ab, adică 2 ori 2x ori 3y, ceea ce înseamnă 12xy plus 9y pătrat. 2 radical din 3 plus 5 este egal cu a pătrat 4 ori 3, 12, plus 2ab, 2 ori 2 ori 5, adică 20 radical din 3, plus 5 la pătrat, 25. Adunăm termenii de același fel, 12 plus 25, egal cu 37, plus 20 radical din 3. Și al treilea exemplu pentru această formulă, 2 radical din 2 plus radical din 3 este a pătrat 8 plus 2ab plus 2ab, adică 4, 2 ori 2 radical din 2 ori radical din 3, 4 radical din 6 plus b pătrat 3. Rezultat final, 11 plus 4 radical din 6. Diferența la pătrat, a minus b totul la pătrat, a pătrat minus 2ab plus b pătrat. Și anume, 2x minus 3 totul la pătrat este egal cu a pătrat 4x pătrat minus 2 ori 2x ori 3, 12x plus 9. 3 radical din 2 minus 5 totul la pătrat este a pătrat 3 radical din 2 la pătrat minus 2 ori 3 ori 5 înseamnă 30 radical din 2, plus b pătrat, adică 25. Rezultat final, 3 radical din 2 la pătrat este egal cu 18. 18 adunat cu 25 ne va da 43. Minus 30 minus 30 radical din 2.
Și 3 radical din 2 minus 6 totul la pătrat va fi egal cu 18 minus 6 radical din 12, 2ab, plus b pătrat, adică 6. 18 plus 6 fac 24, minus radical din 12 scoatem termenii de sub radical, va fi 2 radical din 3, adică 6 ori 2, 12 radical din 3. Un alt set de formule de calcul prescurtat sunt formulele a plus b plus c totul la a doua și formulele cu cub. A plus b plus c totul la a doua. A la a doua plus b la a doua plus c la a doua plus 2ab plus 2ac plus 2bc. Această formulă aplicată pe următoarele două exemple va fi scrisă astfel. A la a doua, 4x la a doua, plus y la a doua, plus 9. B la a doua, c la a doua. 2ab. Da, dar b-ul de data aceasta e minus, că e minus y. Și atunci 2ab înseamnă minus 4xy. Plus 2ac. 2 ori 2x ori 3 înseamnă plus 12x. Și minus, pentru că din nou b-ul este cu minus, 2bc minus 6y. Și astfel am ridicat la puterea a doua, 2x minus y plus 3. Exercițiul următor este cu radicali, dar regula este aceeași. A pătrat, 2 radical din 2 la pătrat, 8, plus b pătrat, 3, plus c pătrat, 4, plus 2ab, adică 2 ori 2 radical din 2 ori radical din 3, 4 radical din 6, plus 2ac, adică minus 2 ori 2 radical din 2 ori minus 2, deci minus 8 radical din 2. Și plus 2bc, adică minus 4 radical din 3. Adunăm termenii de același fel, adică 8 plus 3 plus 4, și ne va da 8 plus 3, 11, plus 4, 15, da? Plus 4 radical din 6, minus 8 radical din 2, minus 4 radical din 3. Și așa se aplică această formulă. Apoi, a la a treia minus b la a treia, a minus b pe lângă a pătrat plus ab plus b pătrat, însă nu doresc descompunere în factor, ci invers, dacă am un produs de paranteze de acest tip, atunci nu are sens să înmulțim termenii fiecare cu fiecare, după cum știm că se desfac parantezele, ci trebuie să identificăm imediat formula de calcul prescurtat. În exemplul anterior, în exemplul următor, a-ul este 2x, deci voi avea 2x totul la puterea a treia, minus 3 la puterea a treia, adică 8x la puterea a treia minus 27. Iar în exemplul următor, x minus radical din 2 pe lângă x pătrat plus x radical din 2 plus 2, vom obține, aplicând formula a la a treia minus b la a treia, x la puterea a treia minus 2 radical din 2, pentru că radical din 2 la puterea a treia este 2 radical din 2. Identic se aplică și formula a la a treia plus b la a treia. Deci dacă în exercițiu identificăm acest produs, a plus b pe lângă a pătrat minus ab plus b pătrat, vom scrie rezultatul a la a treia plus b la a treia, x la a treia plus 8, y la a treia. Iar în exemplul următor, 2 radical din 3 la a treia, scriu mai întâi așa pentru a vedea, plus x la a treia. 2 radical din 3 la a treia va fi egal cu 8 ori 3, 24 radical din 3, că voi obține 8 radical din 27 și radical din 27 este 3 radical din 3, plus x la a treia. Plus x la a treia. Acestea
sunt formulele de calcul prescurtat pentru a la a treia plus b la a treia și a la a treia minus b la a treia. A plus b totul la a treia și a minus b totul la a treia au următoarele formule. A la a treia plus 3ab pătrat plus 3a pătrat b plus b la a treia, iar cea cu minus este identică, doar că termenii cu 3a pătrat b și b la a treia sunt cu minus. Aceste două formule de calcul prescurtat aplicate pe exemplele alese arată astfel. 2x plus 3 totul la a treia. A la a treia. 8x la a treia. Plus 3a pătrat b. 3 ori 4x pătrat. 3 ori 4x pătrat. Ori 3. Plus 3 ori a 2x ori b pătrat 9. Plus b la a treia, adică 27. Adică, dacă mai scriem o dată, 8x la a treia plus 36x pătrat plus 54x plus 27. În cazul exemplului 2 radical din 2 plus 1 la a treia, rezultatul va fi a la a treia, adică 16 radical din 2, pentru că este 2 la a treia 8, radical din 8, adică 8 ori 2, radical din 2. Plus 3a pătrat b, adică 3 ori a pătrat înseamnă 8 ori 1, 3 ori 8, 24. Plus 3ab pătrat, adică 6 radical din 2, plus b la a treia, 1. Rezultat final, 22 radical din 2, plus 25. Și astfel am aplicat formula a plus b totul la a treia. Identic se aplică și formula a minus b totul la a treia, adică a la a treia, 27x la a treia, minus 3 ori 9, 27, ori 2, 54x, plus 3ab pătrat, 3 ori 3, 9, ori 4, 36x, minus 8. Și în cazul 2 radical din 2, minus 3, va fi a la a treia, adică 16 radical din 2. Minus 3a la a doua b, 3 ori 8, 24, 24 ori 3, 72. Plus 3ab pătrat. 3ab pătrat înseamnă 3 ori 9, 27, ori 2, 54, radical din 2. Și minus b la a treia, 27. Rezultat final, vom avea 16 radical din 2 plus 54 radical din 2, pentru că se adună termenii de același fel. 70 radical din 2, minus 27 minus 72, fac minus 99. Acesta este rezultatul. Acestea sunt formulele de calcul prescurtat. Fiecare formulă exemplificată. În concluzie, sper că lucrurile s-au înțeles. Vă mulțumesc pentru atenție și ne revedem cu drag la următoarea lecție. La revedere!